cadrul celei de-a 10-a ediție a summitului Romanian Business Leaders, au fost dezbătute aspecte care țin de forța de muncă în era digitală. Au fost organizate grupuri de lucru interactive, în care reprezentanții mediului de afaceri și-au împărtășit experiențele legate de infrastructură, competențe și abilități, cultură organizațională. Avem în cadrul companiei un proiect pe limba italiană. La început a fost cumva, ne gândeam că ne-ar fi foarte greu să găsim undeva la 50 de colegi noi pe limba italiană și ne-am orientat și spre persoanele care lucrează în Italia. Într-adevăr, ne-a ajutat un pic pandemia pentru că ei s-au întors în țară și am reușit să-i atragem la noi. Astfel că din 50 de colegi am reușit undeva la 25 dintre ei. Provocarea cea mai mare a fost cum să-i menținem pe oamenii aceștia, pentru că odată cu trecerea pandemiei, ne gândeam noi, oamenii și-ar fi dorit să se întoarcă la locurile lor de muncă. Și ne-am uitat la nevoile acestor oameni, ce facem ca să-i motivăm pe acești oameni. Și atunci ne-a venit ideea să facem o aplicație care se numește ActiveWork și prin care să reușim să facem niște lucruri care să aducă motivație mai mult decât zona financiară, care este importantă. În loc să-i numim pe oameni juniori, seniori și așa mai departe, îi numim nobili, cavaleri și prinți, astfel încât să mutăm tot serviciul într-un joc. Sunt nobil, am de făcut niște misiuni, reușesc să câștig ceva din ceea ce mi-am făcut ca și job, mai pot să câștig încă ceva, o spadă, o armură. Odată cu fiecare treaptă pe care o trec, evident, mi se modifică și salariul. Toată partea asta de gamificare, așa poartă denumirea modernă, ne-a ajutat să o extrapolăm și către ceilalți angajați. Noi avem o companie cu 220 de angajați. Și am reușit astfel să venim cu un plus de motivație către ei prin transpunerea jobului pe care l-au de făcut în fiecare zi într-un joc. Băi, dacă reușesc să vând la clientul ăsta, ce se întâmplă? A, mai primesc o poțiune sau mai primesc niște monede și mai fac un pas spre jocul pe care l-am. Adică, efectiv, fac niște pași într-o direcție. Evident, avem în campaniile de vânzări, la finalul lunii, toate monezile, poțiunile și așa mai departe se transformă în bani, în bănuții pe care ei câștigă. Ca să nu mai zicem, ai comision. Nu, am reușit să fac misiunile, am reușit să câștig ceva. Și din punct de vedere al pregătirii profesionale, conducerea companiei CBN a inovat, astfel încât chiar și cei care nu aveau cunoștințe de tehnologie informației să dobândească competențe digitale. Ne asumăm cumva faptul că s-ar putea să recrutăm și oameni care au competență mai scăzută în zona de digitalizare, de a folosi un calculator. Pentru că, așa cum vă ziceam, cei care au venit din străinătate, nu toată lumea a lucrat într-un birou. Unii poate au lucrat în, nu știu, în turism sau și așa mai departe. Și atunci ne-am asumat cumva și un program prin care, dacă oamenii nu știu să folosească calculatorul într-o anumită măsură, să venim noi înspre ei. Cum putem să facem lucrul acesta? Le-am oferit oamenilor câte un fellow, câte un coleg care are deja competența asta și care, pe lângă competența asta, este un om și foarte răbdător. Astfel încât să poată să-i arate în permanență cum ar trebui să facă. Și angajatul nou stă lângă colegul fellow, așa numim în limbajul englezesc, până când reușește să se descurce. Într-adevăr, am avut și situații în care redundanța era foarte mare, omul zicea, mă, nu mă potrivesc, însă vreau să vă spun că am avut și foarte multe surprize de persoane peste 40 de ani, 45 de ani, care au lucrat o viață întreagă, nu știu, au fost vânzători într-un magazin sau au lucrat într-un restaurant și au învățat foarte repede partea de calculator. Probabil și mediul în care suntem, pentru că în compania noastră o bună parte dintre angajați au vârstă cuprinsă între 25 și 27 de ani, 20-25 acolo. Și atunci, cumva, cei de 20-25 au reușit să-i ajute pe cei care aveau o vârstă mai înaintată, iar cei de 20-25 au luat de la ceilalți alte aspecte, gen loialitate, perseverență, ambiție, să nu renunțe ușor și cumva am reușit să îmbinăm părțile astea două. N-a fost ușor, că fiind pandemie, oamenii lucrau de acasă. Dar acum, lucrând într-un format hibrid, aceste două componente se întâlnesc la birou și reușesc cumva să facă lucrurile să arate bine.